Spre deosebire de anii trecuți, când dovleci erau foarte dulci, anul acesta am nimerit dovleci cam fără gust. Ca să nu-i arunc și ca să beneficiez totuși de proprietățile lor, dovleacul fiind leguma cu cel mai scăzut nivel de calorii, fără grăsimi saturate și colesterol, bogat în fibre dietetice, antioxidanți, minerale și vitamine A, C și E, m-am apucat să inventez tot felul de rețete cu dovleac, dintre care unele reușindu-mi spectaculos. Una din aceste rețete este cea de chec cu dovleac, o rețetă incredibil de simplă și gustoasă. Ingrediente: 220 g făină, 250 g piure dovleac copt, o linguriță scorțișoară, un vârf cuțit sare, 150 g zahăr, 120 ml ulei, 2 ouă și 10 g praf de copt. Mod de preparare. Coacem dovleacul și-l pasăm pentru a face piureul de dovleac copt. Mixăm zahărul, ouăle întregi și sarea până devin o cremă omogenă. Adăugăm scorțișoara, praful de copt, piureul de dovleac și uleiul și mixăm până la omogenizare. Încorporăm făina cu lingura de lemn și mișcări ample de jos în sus. Ungem tava de copt cu ulei și o tapetăm cu făină, turnăm aluatul și coacem în cuptorul preîncălzit la 170 de grade, timp de 25-30 de minute sau în funcție de cum coace cuptorul. Când s-a rumenit frumos, facem proba cu scobitoarea. Checul cu dovleac se face foarte ușor. Miroase nemaipomenit de frumos, încă din timpul coacerii și este incredibil de gustos. Asta pe lângă beneficiile consumului de dovleac, pe care le amintesc în continuare. Datorită beta-carotenului care se găsește în dovleac, ajută la prevenirea apariției cancerului la plămâni, sân și prostată. Datorită conținutului bogat în vitamina A, luteină și zeaxantină, protejează ochii de boli grave, protejează articulațiile și reduce riscul de poliartrită. Datorită vitaminei C, protejează organismul de răceală și întărește sistemul imunitar. Este folosit în diete, deoarece oferă senzația de sațietate, fără să aducă un surplus de calorii. De asemenea, previne apariția ridurilor și redă strălucirea tenului. Fiind bogat în potasiu, are grijă de inimă și menține un nivel normal al tensiunii arteriale, reducând riscul de infarct. Datorită calciului, este esențial pentru sănătatea oaselor.